Consiliul Județean Mehedinți a recepționat lucrările de modernizare a 26 de kilometri de drum județean, realizate pe tronsonul Strehaia-Grozești, limită cu județul Gorj, în cadrul proiectului de reabilitare și modernizare a 112 kilometri drumuri județene din Mehedinți. Unul dintre obiectivele președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a fost reabilitarea și modernizarea drumurilor din județul nostru, întrucât mehedințenii să beneficieze de cele mai bune și sigure condiții de trafic. Tronsonul Strehaia-Grozești, limită cu județul Gorj, este destul de lung și nu fusese niciodată asfaltat. De la drumul de țară cu praf, gropi, bălți și noroaie, care era în urmă cu 2 ani, iată acum, datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, acesta face parte din rândul celor mai bune artere rutiere din județ. Locuitorii din satele Cârceni, Grozești, Șușița și Păsărani nu au circulat niciodată pe asfalt spre casele lor. Acum drumul este complet modernizat. Pe lângă asfaltarea căii rutiere, s-au realizat trotuare de-a lungul localităților, 1065 de accese la proprietăți, parapet unde s-a impus montarea lui, consolidări cu ziduri de sprijin, rigole ranforsate și dren longitudinal în 3 zone, șanțuri betonate, rigole carosabile și de acostamente. Din cele 5 loturi ale proiectului de reabilitare-modernizare a 112 km drumuri județene, 4 au fost recepționate până în prezent, fiind vorba despre lotul 1, drumul județean 562A, Gruia-Rogova, 25.793 de km. Lotul 2, drumul județean 563, intersecția drumul național 56A, Punghina-Oprișor, intersecția drumul județean 561A, în lungime de 16 km. Lotul 3, drumul județean 561A, Oprișor-Bălăcița, 11,8 km. Lotul 5, drumul județean 607, Strehaia-Grozești-Păsărani, limita cu județul Gorj, 26 de km. Lucrările pe lotul 4, drumul județean 561A, Gvardinița-Bâcleș-Vlădica-Tâmna, intersecția cu drumul național 6, 32 de km, urmează să fie recepționate în toamna acestui an.